duminică. O lăsăm mai light pentru astăzi și văd că Epson începe cu un cleaning. Că hei, de ce să nu arunci vopsea la gunoi, nu? Am pus L805-ul ăsta și din două motive. Nu, că stătea aici pe masă și ne încurca de numai. Eu aveam nevoie să printez ceva cu ea. Iana era super busy acolo, n-avea sens să mi-i dau de lucru și cu chestia asta, că nu m-a trebuit alimentată imprimanta într-una. Așa că am mutat-o la mie pe birou. În cei care aveți L805 o să știți de ceea ce urmează. În momentul în care imprimanta asta printează, bă, deci vibrează toată masa. O mișcă de numai, să-mi bag piciorul, zici că era cu tremur. Judita-i monitorul ăla era wobble. Și toată masa asta de 1x1.60 se mișca așa. Așa că am împins rollbox-ul ăsta mai încolo și am pus imprimanta. Probabil aici o să rămână o vreme până găsesc o soluție mai bună. Pus Diana să facă ceva demo de invitații și după aia trebuie să ne punem să mai ordonăm pe aici, că avem cutia asta plină cu tricoaie și mai este acolo sub masă și toate trebuie să ajungă aici. O parte e gata personalizate cu măsalele din punga aia, că sunt gata făcute, le-am personalizat deja, tricouri și hanorace de la blană. E așa, vezi aici șigeci și hanorace, pentru că merg pe aceeași dimensiune, n-avea rost să le punem în altă parte. Plus că-s doar câteva modele, așa că e ok. Vezi de printat 10 bucăți de stickere, adică 10 bucăți de 60 pe 1 metru și vin cam așa. Așa că o vreme pe opniu poate să lucre până noi ne vedem de treabă. Vă arăt o chestiuță. Am un bec aici pe care când îl aprind, se pornește cu o culoare de temperatură și când îl pornesc a doua oară, se aprinde cu altă culoare de temperatură. Adică odată e cald și a doua oară e rece. Dar de fapt e un bec smart și are aplicație și pot să pun tot felul de chestii interesante. Uite, de exemplu, acum e pus pe candlelight. Și acum ci că emită culoarea unei lumânări, numai că camera asta e pe auto white balance și nu se vede exact așa. Pot să aleg de aici tot felul de, uite, sunset, de exemplu, romance. Da, are tot felul de chestii, party. Dar asta cred că tot face ciclu printre culori. Da, interesant. Verde, mai albastru. Da, mă rog, și asta face el automat. Am luat încă unul din ăsta. L-am găsit super ieftin. Sunt ceva magazine aici, se numesc KSA și au retururi din Amazon. Retururi, capete de stoc și tot felul de chestii de genul ăsta și... Asta, de exemplu, a fost 12 lei și el a fost, cred că, 21 picuți de lei, ceva de genul ăsta. Adică exact același produs, îl găsești în același magazin la diferite prețuri. Și banda asta LED, de exemplu, am luat-o cu 22 de lei. Cu asta am un plan. Cu asta și încă aia pe care am primit-o, vreau să le pun, uite, aici. Vreau să le prind cumva în partea asta ca să-mi lumineze Roland-ul. Pentru că înțeleg că am întuneric aici, știu că nu se vede pe cameră, dar mi-e o țăra nevoios de câteodată să lucrez aici, că mi-a trebuit mai multă lumină. No, baiul e că nu știu cum să dau găuri în chestia asta. Pentru că ăsta e ceva metal zdravăn, cred că e oțel și îi... foarte nevoios de găurit cu burghiu. Bormașină sau nu știu eu ce fel de bormașină îmi trebuie. Pentru că vreau să trag banda asta LED și să o șerpuiesc așa pe aici, așa. Miam, 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 miam. Să nu atârne aici așa cu burtă de alela. Da, întrebarea mea e, aveți idee cu ce aș putea găuri oțelul ăsta? Pentru că trebuie să fac mai multe găuri așa, pong, pong, pong. Cred că vreo 3 sau 4 trebuie să fac ca să pot să trec banda când o șerpuiesc pe aici. Cam ca și cum e acolo în spatele TV-ului, că așa acolo e o bandă. Probabil a sesizat-o că aia îi de ceva vreme acolo. Uite așa acum cu... expunerea mai mică pe asta se vede. A dat așa o pată de culoare pe aici. Și pentru becul ăsta alalt, care e identic cu ăla, mai am încă o lampă, identică cu aia. Că v-ați întrebat unde e DTF 805, e aici la păstrare. Și unde mi-e lampa? Da, mai aici era. În frigider. Nu știu, oare am luat-o deja de aici și am pus-o și nu știu eu unde. Am nici mai vagă idee. Am orice am făcut cu lampa. Ai idee ce am făcut cu lampa? Ce lampă? Avem încă una din aia și era în cameră și am luat-o și nu mai... Adică nu mai e acum în cameră. Mai nu, încă una. Sunt trei din alea. E pe aici cumva? Nu știu. Lampă! Lampă, lampă, lampă! Lampă, lampă, lampă! Deci Chiorescu și Chiorina. Era acolo, era pe raft, era sub imprimantă. Exact, era în fața mea și nu se mișca, de aia n-am văzut-o. Eu am vederea ca un T-Rex și dacă nu se mișcă, nu văd. Nu
numai că pentru asta deocamdată n-am un scop. Nu știu unde să o pun neapărat. Și aia am pus-o acolo, mai mult pentru stream-uri live, dar cred că o să o pun și pe asta la altă, cumva să bată din partea asta la altă pentru stream-ul de diseară. Luptica! Așa. Nu-mi place când pică, că se riscă să se scârie. E până una alta, să o pun, uite aici, și să fie ca un par LED. Să fie ca, așa că o să fie cool. Și cred că așa o să rămână pe pulsat, că e chiar nice, chiar mișto. Singurul bike cu atâtea amar de chestii smart pe aici e aplicația. Mai exact, avem foarte multe branduri de chestii smart aici și fiecare cu aplicația lui, ceea ce e foarte stupid la un moment dat. Adică asta e o priză Telur. Avem foarte multe chestii pe Broadlink, alea sunt majoritare. Și cu Broadlink-ul poți să controlezi și mai multe chestii pe infraroșu, cum e banda LED de acolo, aia are telecomandă din aia simplă, stupidă, prin infraroșu. Și asta o pot controla tot cu Broadlink-ul, ceea ce e super cool. Dar becurile astea două, de exemplu, sunt pe o aplicație Wiz. Se numește termostatul smart pe Poer. Pentru acasă avem niște prize care se folosesc cu tuia. Și deja sunt cam multe. Și dacă te gândești să începi cu chestii smart, încearcă să te duci pe un brand. Pentru că dacă nu, îți dai de lucru singur. Și cred că cel mai popular și unde găsești cele mai multe și vorba aia cel mai ok, cred că e totuși Philips Hue. Sunt scumpe, dar le găsești la tot pasul și pe măsură ce o să fie tot mai multe și mai ușor de găsit, o să fie tot mai ieftine, să ai o singură aplicație pentru toate, ceea ce e chiar cool. Dar nu, alea sunt mai scumpe. Sigur o să găsești o bandă LED de 5 metri la 22 de lei sau 28 de lei cât am dat pe asta. Plusuri și minusuri la fiecare. Inclusiv presa asta micuță, super mini, am cumpărat-o din magazinul Adiere Tururi. Așa că avem acum una, două, trei... 4, 5 prese. De bun, trebuie să facem acum niște tricoaie. Astea. Și astea. Și astea trebuie să le rectif. Pentru că logo-ul ăsta, asta iasă exact ca și logo-ul ăsta. Vedeți, cu munții și textul ăsta micuț. Doar că fiind atât de micuț, cu DTF-ul, n-a mers. Adică erau mult prea mici literele, mult prea mic textul și niște opacity pe munții ăia, așa că... nu s-a transferat bine deloc. Și ce am făcut ca să remediez chestia asta e asta. Am pus un background negru la imprimeul ăsta, pentru că na, totuși vin pe tricouri negre, nu o să fie chiar așa mare problemă, plus că i-am mai pus și aici background negru la ăsta, pentru că era funky fără. Așa că o să fie țeța. Și dacă ai o situație similară la DTF, asta e o variantă. O vorbă celebră zice, hai că variante există. Acum, cât de cât să mă asigur că e într-o linie și cât de cât centrat cu celelalte. Pare ok. Voi ce ziceți? Bun, așa ceva o să fie. Ăla-i. Altă viață, domnule, altă viață. Primiți cineva o colecție cu munchies. Nu știu dacă e ceva sau chiar persoana asta, clientul, o creat, pentru că o creat, mă rog, designurile astea, pentru că sunt multe. Să n-aibii de simpatice și n-am auzit de așa ceva. Și să n-aibii de curios, trebuie să-l întreb în momentul în care vine să le ridice, că o să le ridice personal. Are șpilul cu ele că sunt așa de cute. Doamne, fer. Vorba aia ce-și face omul cu mâna lui. Diana a uitat să scoată toate chestiuțile alea micuțe din interiorul literelor. N-au de ce să fie scoase, mă rog, să fie scoase din proiect. Așa că cadrul, bineînțeles, crăteat și aici, și aici, și asta, și asta, și asta. Și acum Diana le scoate, că a uitat să le scoată aici. Cine are un chinez bătrân? Cine are un chinez bătrân? Sergiu! Eu. Până termină Diana chestiile astea, noi ne vedem data viitoare. Ciao.